Bună ziua, bună ziua la toată lumea! Stimați prieteni, sunt la Mănăstirea Strihaia, aici în locul în care vin întotdeauna, așa cum bine știți. Acum mai devreme am ieșit și am venit mai devreme de la ora 10 și ceva și mai devreme am ieșit și am vrut să vă arăt și dumneavoastră acest frumos monument istoric, cum ar veni, fiind mănăstirea de la Strehaia. Tu ce zare că s-a mai întunecat, ce poartă s-a mai întunecat? Ce faci avea aia, care a poartă? Da, la mine. O să te buri. Stimați prieteni, am venit de la biserică, am trecut pe la mama și acum am trecut pe la Anca. Bună ziua! La bucătărie eu sunt prea cu mai multe pe mine, mi-e frig. Am făcut foc în tobă, dar tot mi-e frig. Dacă stau în curent, ușile deschise, casa mare, iar am rămas așa. Am rămas friguroasă. Din a venit și eu, mai. Da, stimați prieteni, azi am fost la mănăstire, plus că azi e o sărbătoare foarte mare, la fel, Sfântul Ioan Gură de Aur, și a fost lume cam multă și am mers și noi să ne facem datoria așa cum trebuie să facem de fiecare dată. La orice ori, să ne rugăm toți care s-au dus, toate pe mine, să roagă pentru copii, pentru toată familia. Mergem și noi să ne mai țină Dumnezeu în picioare. Să ne dea putere. Da, stimați prieteni. Fără Dumnezeu nu se face nimic. Datorită lui Dumnezeu existăm. Și așa cum a zis și sorul mea, să ne rugăm pentru copii, pentru nepoți, pentru familie. Și pentru noi mai un pic, așa mai. Pentru noi mai puțin. Ei, să fie. Mai puțin. Eu sunt câteodată când mie mi-a trecut timpul, gata. Da. Pe noi ne ține Dumnezeu în picioare. Anca. Atâtea necazuri și atâtea greutăți ne ține Dumnezeu. Eu mă mir de multe ori că nu mai pot să stau în picioare. Cum? Pentru că, vedeți, Dumnezeu e aici. Cum mai țin picioare? Tare. Dumnezeu nu dă la nimeni, Anca, la nimeni, dacă nu poate să ducă, să ducă necazurile. Dă să Dumnezeu, ducă. duci, că poți. Duci. Da, da. Îi mulțumim. Stimați prieteni, haideți să vă spun ceva, nu neapărat pe sora mea, dar acum concluziile le trageți dumneavoastră după aceea. Ea a rămas aici doar cu lumina. Așa, cu lumina. Știți și voi foarte bine situația care e aici, familie grea, lumina trebuie să aibă grijă de copii, de Leonardo, de Alex, sora mea... E și lumina, amândouă am făcut. Da. Am ținut casa și noi cum da. Am ținut casa cum ne vorbează, un pică. Am da. Ținut. Da. Cum de... să, nu puteam să fac mai multe reparații, că nu aveam putere să fac tot cine știe ce. Dar am ținut totuși, am mai reparat, am mai făcut. Am făcut, cât da. De cât. Am făcut. Deci... Mai mult n-am făcut. Cum după puterea mea am făcut.
Da. S-a ajutat Dumnezeu să poți să treci să cât de tare, cât. Să mai duc, să fiu sănătoasă. Cine a venit la noi? Albinuța. Bobița? Ăla e, cum îi spun, Bobiță și aia e Bobița. Mai, încă mai 5 luni. 5 luni, cam așa ceva. Mai asta fac referire, stimați prieteni, cu... Deci, apropo de nepotul meu, de ursul, cum știți, să zic că mai are vreo 5 luni de zile și după aceea sorul meu o să fie mai liniștită și ea. Când o să vină ursul. Și uite că vine fata mea la mine de făcut acolo. O să vină și nepotul ursul, cu ajutorul lui Dumnezeu. Uite fata acolo, ești tu cu brânză? Să-i dea Dumnezeu sănătate. Și multă răbdare, stimați prieteni, acolo contează multă răbdarea. Răbdarea, să ai răbdare, dacă nu ai răbdare, avem acolo ești terminat. Avem răbdare, timp. Să căutăm o cușcă. Nu mai zic de ce, că e surpriză. E surpriză, îi dă-mi o cușcă, da. De cine vrei să vă dea răbdare? Da, să vă prieteni. Cine vă dea răbdare? Răbdarea e foarte pisica mare. Pisica lui Alin. No. Ce-am făcut Alin cu pisica, ce-am trăsat în camera cu lapta, cu vorul afară, a tras patul. Dar pisica aia a luat-o cu el sau? A luat-o cu el, nu ține eu la mine. Păi da, înainte să o iei, a făcut baie ceva, aici? Nu i-a făcut nimic. Păi îți dai seama, i-a făcut am acolo. Am dat spate, am dat cu vorul afară. Am a? Dat tot, eu n-am mai suportat să stau acolo în camera. Eu mai stau acolo la Alin la televizor, când pleacă Alin. Când vine a? Alin, dă-mi în camera altă. Păi și căldură la Alina acolo. Nu, e căldură, dar ne-am învățat acolo că e mai în față. Și e televizor, e tot. De cât în spate, acolo nu am nimic. Absolut nimic. Da, la Alina în față, camera în față. Ne-am învățat acolo și copiii, și Alex, tot. Eu când mă duc acolo în spate, nu mai am nimic, absolut nimic. Nu ne dorm eu că vine Alina. Da. E și acolo camera mai mică, dar e înaltă. Da, stimați prieteni, acum singurătatea care a avut-o sora mea și cu Lumina până acum, când o să vină patroana, aici să vedeți în chefuri și... Nu, vă dați seama cum va fi de bine și pentru ei când o veni patroana, pentru că, nu, vă dați seama, e lipsa aceea atâta timp. Și, na, o să fim. Am suferit și noi, nu asta, nu ne-am zis, dar. Poate că am suferit și mai rău, acasă. Da, asta vreau să zic eu mai devreme. Mm-hmm. Pentru că, de exemplu, multă lume care se gândește, cei care au rămas acasă, Anca și Lumina. Au cheltuit. Anca și Lumina, multă lume poate să spună că, de exemplu, dacă au stat acasă, au stat fără stres și fără necaz. Am luat copiii când am venit, când noi am venit la școală, am venit acasă, ne-am văzut de treaba noastră, am preferat să închidem poarta, să fim în siguranță că nu iasă copiii în stradă și ne-am făcut treburile cu poarta închisă și nu ne-am dus pe stradă, n-am avut timp să ies nici la poartă. Pentru că tot timpul am avut treabă, ocupată, cu treburile, cu copiii, cu toate pe aici. Când am ieșit noi la vizită și am ieșit la ursul. Când am făcut vizite. Atât. Păi bun, povestește suferința de când a început prima dată cu Leo și cu patroana și după aceea s-a continuat cu ursul. Început, da, că a fost ursul. De prima dată. A umblat ursul mai mult la vizitele lui patroana și la Leo pentru că mergea ursul cu Luci. A venit mai mult ursul în continuare. După aia, când s-a plecat ursul, s-a cam mai rănit treaba. A rămas Alin cu Leo mai mult. Da. Și să zicem, să nu mințim că ne bate Dumnezeu, Luci mai mult cu patroana. Pentru că după aceea a intervenit să mai în partea aia, la ursul. Și n-am mai putut să mai facem noi față cu patroana. A rămas Luci și Alin cu tatăl. Și eu cu Lumina am rămas în partea asta, la ursul. Cum puteam să ne împărțim? Ne-am împărțit cum am putut. N-am venit la Leo la vizite, n-am mers, pentru că n-am putut să merg și n-am mai putut să mai
cauza lui ursul. Și nu mai mi-a venit să mai mă duc la nimeni, până la urmă. Pentru că toată problema, că și lumea vorbește, toți care vorbesc, știți cum să trage treaba ursul. Ceau, n-a făcut nimic și n-a. Mai am și eu nebunile mele, supărările mele, de ce ursul a pușcălie. Cum? N-a. Și sufăr mult. Să nu crezi că suntem bine. Sufăr pentru ursul. Că un copil nu e un om matur, să-și facă, să ducă pușcăria. Nu, e copil care nu gândește și nu știe ce înseamnă. Zica, tata, vreodată, Tomi, au făcut. Stadea patrona, mă lavă, că mi-e bătrână. Da. Da, stimați prieteni, ne rugăm la Dumnezeu, ca și ursul, să se adapteze. Să mai... fie cam să dea Dumnezeu răbdare, puterea, da, să dea da. Timpul, să vină acasă dată, că nu mai pot. Mai are în jur de 5 luni de zile, să zicem așa, 5 luni, da? Mai, nu să știe să fie acolo. Bun, să zicem. Nu știu. Să-i dea Dumnezeu multă răbdare, răbdare ca asta contează. Putere, și putere, răbdare. Putere. Să nu mai doară în pula, da. Măseaua de minte, să treacă. Pentru că eu am zis că în cabinete au oamenii tot acolo, cabinete, dar nu-i de dragă măseaua de minte ăștia. Cabinete sunt care dă medicamente, dă calmante. Cum să-mi? Ascultă, Ancă, și tu roagă-te la Dumnezeu să-ți dea putere și sănătate, să mă prieteni. Mă rog, dar știi cum mă rog? Tot repezită, tot pe fugă. Nu mai am răbdare nici să mă rog. Mă rog tot în greabă, repede. Stai, mi-am adus aminte. Stimați prieteni, soră mea Anca, nu-i place să se vaite. Și ea, chiar dacă are probleme ceva de sănătate, ea nu s-a auzit de la ea vreodată că... Câteodată, așa, dar... Dar până la urmă dă Dumnezeu și un remin. Chestii din astea minore, atât, dar... Nu. Dar, nu. Se ajută Dumnezeu la necazurile care sunt, să treacă peste ele cât mai repede. Acum, cu venirea patroanei, când o fi să vină patroana, după aceea o să mai treacă puțin timp, o să vină și ursul, și după aceea... Da, hai că poate, când am mai luat, am luat banii împrumune, am dat, că na. M-am împrumutat cine m-a împrumutat lumea, că na. Știe și lumea că mai am să o venit ce am acolo, ca să mă descurc. Dar și m-am dus la cineva să cer mâncare. Am zis eu la cineva, la neamul, la țigan, că n-am pâine, n-am ceva. Da, la nimeni. Niciodată, mai bine am stat și am răbdat și poate că m-am împrumut și am stat așa. Așa cum fac și eu. M-a ajutat lumea străină. Da. Fii atent. Lumea străină m-a ajutat. Și te va ajuta. Și te va ajuta lumea străină pentru lumea că... Lumea străină. Lumea străină îi pare rău mai mult decât neamurile. Decât neamurile. Lumea străină. Lumea străină, dă. Te-am ajutat, recunole, mulțumie, dar neamurile nu mi-a zis nimeni poarta să vină mai trăiți sau nu mai trăiți. Le mulțumim cu respect tuturor cei care au ajutat-o pe sorul mea, cu mult respect, repet. Și suntem datori și noi să respectăm la fel și Dumnezeu să le dea și lor multă sănătate. Tuturor la toată lumea. La toată lumea. Nu mai cerem bani. Ce care ne-au ajutat. Da. Ce care la toată lumea să trăiască, să aibă multă sănătate și mai lasă-i încolo de bancă. Când avem bani, tot așa suntem. Da. Nici așa nu ne face niciun bine, nu râdem, nu ne rezolvăm, nu rezolvăm nici cu bani. Măcar avem mâncare. Măcar avem mâncare, mâncare și gurița ei. Auziți, stimați prieteni, ce a spus Alina. Bun. Da, Alina, să dea Dumnezeu să avem și noi fie mâncare, fie sănătate. Astea contează cel mai mult. Da. Da, stimați prieteni. Uite, Alina îi duce lui Alex cartofi. Îi duce de mâncare? Îi duce ea, că ea e fată mare, domnul. Da. Ea duce mâncare. Da, stimați prieteni, de-abia așteptăm când o veni patroana, stimați prieteni. A venit Tomi în partea alaltă de 2-3 zile, n-am apucat să trec și eu pe acolo. Nici eu nu m-am, lumea ta mie, da. Mă duc eu femeie. Cred că mai repede vine el la noi. Nu, nu, n-aveai tu cum să duci singur acolo. Mă treabă are și în fiecare zi când îl duc la Tomi. Da. O să vină el mai repede pe la noi. Stimați prieteni, dacă cineva mă întreabă ce e cu schela acolo,
Soru mea a montat schela, a pus-o acolo. Scara, unde e facura? Pentru curățenie, scara din aia. Am făcut și n-am mai dat afară, că am zis să mai fie, nu mai am. Trebuie să mai continui. Mai am lucrat cu partea asta. Da. Am făcut partea asta toată, până la ușă. Da, e acolo. Ia acolo să facă curățenie și n-a terminat. Acum să fac și eu, că îmi prinde bine și de sărbători să nu mai șterg aici. De ce să nu fac acum, când e vremea frumoasă și nu e așa de fric? Da. Și ce n-am, mai vine și la lume, mai vizitează cineva. Da, stimați prieteni. Să fie frumos. Să fie frumos să faci curățenie liniște, să nu fie atât de stres. Așa este. Mai vine și nebunile. Nebunia are orice om, fiecare. Ce să mai zicem acum? Asta e. Un bun varză să mănânc, dacă vrei, varză e treaba ta. Varză care am făcut-o ieri. Da. Altceva n-am făcut acum în mâncare. Eu mâncai la mama în partea alaltă. Mâncai... Dacă vrei și varză, să vezi cât e de bună. Am pus-o mama acolo în partea alaltă, am pus-o de mâncai. N-ai mâncat și varză de asta. Am pus-o niște brânză. Din aia țigănească... Dar când vezi cum miroase varză asta, nu poți să te abții. E condimentată? Ai, nu știu, mai știu, ce-mi vă puteți. Dați-mă, frate. Și carne e proaspătă. A, păi mănânc și eu atunci, puțină varză. Dar și carnea cum e proaspătă de porc. Da, e varză de asta. Și ce miroase ea? Ia. A, păi ai făcut-o cu condimente, foarte cu oalea. Oasă de porc. Uitați, se mai sperie. Arată bine, are de toate. Bine că verdeața nu mai se vede acum, că ieri am făcut-o. E, pă, atunci foarte, eu am crezut că... Eu am crezut că e varză călită doar așa și... Un pic de ciorbă are, că așa îmi place mie, nu seacă. Eu îmi pun varză, mănânc cu ardei iute. Nu pot să mă abțin de la varză. Toată mâncarea preferată e varză, sarmalele nu e așa, de aia punem varză multă, sarmale, iarna. Da, stimați prieteni. Nu-mi place mușică, că nu mai trebuie nimic. Și îmi place să fie carnea și grăsime în varză. Nu numai peci, e peci, e grăsime. Anca, eu cred că o să renunț să... să mai mănânc pe viitor carne de oaie și carne de iar. Pentru era grasă aia, că ai mâncat cu usturoi. Bun, să mai încerc prima era dată. Era cu usturoi, nu mai trebuia să mănânci tu usturoi. Dacă nu făceam usturoi, poate zicea bucătarul tot că bine, nu bine, o să mai încerc o dată. Era prea de grasă. Oaie. Avea grăsime și ai mâncat cu mușchi. Stimați prieteni. S-a dat pielea peste cap. Păi bine, și dacă mai fac vreo criză, Doamne ferește. Nu mai mănânci așa ceva. Atunci trebuie să mă lipsesc. Ai, să nu mai mănânc. Grasă, grasă. Eu n-am văzut așa ceva cât o sânză ce era. O fi și așa. Nu mai, să-i mâncă mușghii. Da. Nu mai face așa ceva să mănânc cu mușghii și mamă, cu grăsimea aia, sau ăla, gras. Da. M-am untură. Păi aia cred că nu era mieruță ce era, nu știu. Să n-a fi fost capră. Aia. Era așa de gras. Stimați prieteni, dacă era capră, știți ce am pățit acum mulți ani la Petroșani? Aia. La Petroșani. Trebuia să ajung la Deva. Am oprit în piață la Petroșani și, nu știu, am fost cu un prieten de-al meu, am cumpărat mici din Petroșani. N-am știut că conțin capră. Da, cred că și asta. Am mâncat. Capră. Până la Deva, n-am mai putut să ajung la Deva. Am oprit la Orăștie, direct la spital. Așa am pățit acum câțiva ani. A tăiat-o în fața noastră, dar nu era miel sau oaie. Poate că era capră și aia m-am mâncat, eu n-am era voie. Era grasă. Am alergie foarte mare dacă mănânc carne de capră. Aia, cred că aia e problema. Cred era că era capră. Anca era capră, gata. Ce să mai încolo? Ce e asta de așa de grasă? Era capră. Și asta m-am mâncat pe mine, estimați prieteni, pentru că eu n-am voie. Și ai mâncat usturoi. Da. Asta e. Stimați prieteni, o să continuăm pe această temă cu alergiile la felul de mâncări. Bucătarul, da. Bucătarul de vină. Bucătarul. Tu știi era, foarte zicea, bine. Îi zicea că asta e... Ieduță sau nu știu ce a zis. Mieluța, ieduța, cum îi zice? Da. Pătuca. Vătuca. Vătuca, da. Și eu îi ziceam vătuca. Da. Da.
Bine, acum nu mai zic că bucătarul ne pregătește mâncarea alea, e de-al nostru, e prietenul nostru, da, asta e, ce să mai... Da. Ok. Stimați prieteni, vă doresc o zi cât mai plăcută tuturor prietenilor. Mulțumim mult de tot pentru vizionarea canalelor noastre de YouTube, canalul Soromea, canalul... Vă mulțumim mult și vă dorim o duminică frumoasă. O duminică frumoasă și mulțumim pentru vizionare. Pa, pa.